Ce peisaj, mă, fii atent. Ce facem, introducere, am ajuns în Capri. N-am filmat pe nimic pe drum cu camera. N-aveam, aveam rucsacul, o plasă. Cald. Unde să mai țin și camera în mână? Ce zici, dragă? Alo? Suntem aici unde am fost anul trecut. În același loc. Partea nasolă-i. Că ne-am adus pe puș de... Ne-am adus pe puș de, de pietri, de apă. De astea și nu i-am luat în picioare. Hai, că ne chinuim un pic. Mâine am rezervată barcă. Mâine am rezervată barcă. Dar cum merg cu barca? N-am barcă, că calci pe pietrele astea aici. Hai să ne băgăm în apă. Poți să schimbi în apă? Încă prin ajuns. Să facem o mică istorioară. Cum am călătorit până aici, cât costă, costuri, tot. Știți ce vă zice fratele vostru? E un transparent. Asta. Ne-am trezit azi dimineața. Ne-am trezit azi dimineața la 6. Am plecat în casino. Casino e cel mai apropiat oraș cu gara de unde locuiește socra. Și am luat un tren, am lăsat parca mașina în gara, am luat un tren. Am ajuns în Napoli. Din Napoli am luat un autobuz, de ăsta local. Fără bilet, fără nimic, nu intra nimeni nimic. Până în portul din Napoli. Portul din Napoli, din portul din Napoli am luat o targetă. Targeta e vasele alea mari care transportă mașini și pasageri. Mașini de marfă, scutere, așa mai departe. Deci, biletele de tren au fost 20 de euro pentru amândoi. Targeta a fost cumpă 80 de euro, 40 de persoană. Vaporul ca să te transportă din Napoli până în insula Capri. Aici am venit, ne-am cazat la un hotel. 200 de euro pe noapte. Fără mic dejun, mic dejun se plătește separat 10 euro. Apa e superbă, Ileana e acolo. Ileana e acolo, s-a împrietenit cu o doamnă din București. S-a împrietenit cu o doamnă profesoară din București, care sunt în Italia cu soțul ei de 10 zile, fac turul Italiei. Apa e superbă. De seara mergem să vizităm. Hai să plimbăm pe aici, prin centru, stăm la terasă, bem un vin. Mâine am booking la barcă. Am închiriat o barcă cu 180 de euro pe 3 ore. Vă pup. Hai că vă... Maria spazio, Maria strada Barcellona, vedi? Marissa.
Am baterie. Am baterie. Ileana, vezi că-ți las cheile aici și am, am plecat. Pa, bine, vezi că-ți sun. Da. Nu, mă, că cu ăștia direct. E ok, mi-am luat pe uite. Sper. Sper. Asta e terasa unde se ia micul dejun. Uitați ce viu, ce priveliște. Asta e terasa hotelului unde se ia micul dejun. Aici se servește breakfast-ul. Cafeluțe și de-astea. Bun. Uitați ce, ce priveliște. Hai că nu vorbesc în hotel, vorbim unde s-a fac. Oamenii pe aici, foarte amabil. Pensiunea asta am găsit-o anul trecut pe net. Am găsit-o pe net. E foarte tare. Arată bine, oameni amabili. Bun. Să trecem la ale noastre. Deci, eu îmi doresc de mult să mă duc cu barca. Să mă duc cu barca. Și acum am găsit o barcă cu 180 de euro pe 3 ore și am închiriat-o. Ileana nu vrea să vină, că Ileana e frică de bărci. Ileana a rămas la piscină, ați văzut-o acolo. Și acum mă duc în port să mă întâlnesc cu un domn, cu un capitan și cu el 3 ore o să navigăm roata insulei. Am impresia că o să și oprească. O să și oprească, o să facem și baie. Mă duc la magazin să ne iau un vin, un șampanie, un spumant, ceva, două beri și nu merge și ne distrăm. Deci e un vis de-a meu, un vis, o dorință de-a mea de când era mai mic, să mă duc cu barca. Și astăzi o să ne îndeplinesc. Da? Vă pup. Suntem aici în Capri, știți, n-am făcut introducerea, suntem în Capri de ieri. Aseară am fost la un restaurant, am mâncat foarte bine. Prețurile nu sunt așa de mari acum. Anul trecut am fost în august și prețurile erau un pic mai ridicate. Acum cred că din cauza COVID-ului nu prea sunt cu turiști și restaurantele au tot felul de promoții. E cald, apa. Apa face toți banii. Hai. Mergem la magazin să ne cumpărăm una alta. Țigăream un trabuc și ne vedem din barcă. Pa. Sunt aici la barieră, la intrare în port și una persona sta andando qua dove sei. Ok, va bene. L'ho suonato qua, domani. Adesso viene. Si dice qua, grazie signore. L'ho suonato per cărmaciu, cu barca și o zic că vine acum. Pe pătrun, mea, că vine cu gheață. E cald de curapa pe noi. Stau aici la barieră și l-aștept pe domnul. Domnul cu barca se vede să mă duc în larg. A venit fata asta după mine să mă conducă la barcă. Nu știu cine lui. Nu, pe asta parte. A, mai de fapt, de fapt. Tu lavori qua? Eu lavoro, sì. Sei guida? Sì. Guida? Esatto. Ah. Stai tutta l'estate lì? Qui, sì, sempre. Io vivo qui. Che fortunato. Sei una persona più fortunata. Non è male, non ci lamentiamo. Ah. Questa è la barca blu con la tenda bianca. Ah.
Possiamo stare due o tre giorni, partiamo a Napoli, ci ritorniamo, non lo so. Mia moglie mi guida. Ah, ok. Decidono le donne, sì, vero? Sempre le donne. Le... Sei capitano De Vas? Io parlo un po' con la camera. Che ce l'ho un YouTube channel. Come ti chiama? Come ti chiama? Stefano, ciao, Stefano. Benvenuto a bordo. De quanto tempo fai questo lavoro? Sono 4 anni. 4 anni. 4 anni. Proprio, sì. E no, nuovo? Sì. Che ce l'hai è la gente che sta di tutta la vita lì. Sì, c'è gente che viene da tutte le parti del mondo. Sì. Sì. E questa barca che sta? George Clooney. Queste sono private. Private, sì. Persone famose. Sono degli imprenditori in campagna. Ho visto un ristorante dove sta Jennifer Lopez. Sì, ci sono vari ristoranti dove. Jennifer Lopez, Maradona e tante persone famose. Sì. Anno scorso quando fui lì, Cristiano Ronaldo ce l'ha la barca in. Come si chiama questa? No. Più cara la zona di lì, del Capri, marittima. Milano marittima? No, Capri marittima o marittima, non lo so. Ce l'hai un posto lì, un posto, dove stai la barca più Marina cara? Piccola. Marina piccola. Ho visto la barca di Cristiano Ronaldo, sta parcato lì. Ma quando? L'anno scorso? L'anno scorso, sì. Bello. Io sono innamorato di barca, di adesso. Mi piacciono. Sì, mi sogno. Mia moglie ce l'ha paura dell'acqua. Meglio, così va da solo. Ah, ieri ho stato tre ore in acqua, tre ore. Ok, adesso può vedersi tutta la bellezza dell'isola di Capri. Che è più bello? Partendo da quella che è la Villa Villa Lysis. È la villa dell'imperatore? No, la villa dell'imperatore gliela spiego dopo. Questa è Villa Lysis, questa è la villa del Conte Ferse. Conte Ferse? Conte Ferse che venne a Capri, costruì una magnifica villa vicino a Villa Iovis. E praticamente da là si vede tutto questo. È il secondo punto più alto di Capri, perciò praticamente da qua si può dominare l'intera isola. Terza ragione per cui Tiberio decise di avere una casa qua è perché praticamente questa parete era una parete impossibile da scalare. Ah. Ora, quello che dobbiamo anche vedere è che Capri rispetto alle altre isole è un'isola, diciamo, calcarea. Perciò vedi la roccia in alcune parti è bianca, in altre parti è più scura. Quanto più diventa scura, tanto più c'è acqua all'interno. E questa cosa è fondamentale dopo quando vi vado a vedere delle grotte a Mainan. Ah, la grotte. Bene? Sì. E il Tiberio ce l'ha la casa? Sì. Sopra? C'era la reggia imperiale. Mamma mia. E poi puoi comunicare con il padre, no? Che il padre vive lì? No, con l'impero romano comunicava. Con l'impero impero romano. Questo è in tempo dell'impero romano. Mamma mia.